Dora, o să vorbesc aici și o să poți să mă auzi și tu. Sunt cu fetița mea aici și cred că are și niște emoții, O să vă vorbesc despre cutia albastră. Cine de aici a auzit de cutia albastră? Ok, două persoane. Cine de aici a auzit de Delivering Life? Ok, ok, mai mult. Și a fost cineva de aici în cutia albastră? Două persoane aici, ok. Eu sunt o persoană interesată de dezvoltare personală și în ultimii 7 ani asta am făcut. Am fost atent la ce se întâmplă în viața mea. Pentru mine asta înseamnă dezvoltarea personală. Pentru mine dezvoltarea personală înseamnă să fiu prezent la ce e acolo, ce mă face fericit. De fapt, pentru mine o căutare a fericirii, această dezvoltare personală. Și într-o seară, cam prin 2011, mă pregăteam să mă duc la culcare. Și când să mă duc la culcare, am avut așa, o viziune, o chestie așa. Vedeam un râu, vedeam viața, de fapt, ca un râu. Și mă vedeam pe mine notând în acest râu. Și mie îmi place să not. O persoană care am notat încă de mic și mă simțeam bine, așa, mă simțeam puternic, notam acolo și la un moment dat am văzut o stâncă frumoasă și am zis, băi, vreau să mă duc la stânca aia și am început să not către stânca aia, dar râul era învolburat și era greu, dar încă făceam față, era bine și la un moment dat a venit un buștean și m-a lovit la o mână, am continuat, din ce mai greu, am ajuns însă la acea stâncă, zgâriat, lovit, dar eram acolo. Și acel moment pe care poate mulți l-a străit, în care îți dorești ceva și ajungi și reușești, eram pe acea stâncă și era mișto, era frumos sentimentul și de pe acea stâncă am văzut o altă stâncă, că era în partea cealaltă și era, păi, mult mai frumos. Și am zis, ok, trebuie să ajung acolo. Și am pornit către această stâncă. Din nou am notat, de data asta au venit mai mulți bușteni, mai multe pietre, mi-am rupt mai multe mâini. A fost groaznic, dar am ajuns. Un ochi umflat, mâini, cu cea stâncă, eram din nou acolo unde mi-am dorit. Și m-am uitat pe acel râu și am văzut un om care cobora pe acel râu, făcea pluta pe spate și mergea așa ușor, ușor, mergea pe lângă acei bușteni, râu, ocolea pietrele. Și atunci am avut o revelație, a fost un moment în care mi-am dat seama că atât eu, cel care mă zbăteam să not, să ajung la acele stânci, cât și acel om care mergea relaxat pe apă, ajungem până la urmă în marea în care se varsă chestia asta, care se varsă râul și acea. Cum râul era viața, marea e moartea. Și știm cu toții că la un moment dat, fiecare din noi o să moară. Și ține de noi și numai de noi. Ce facem pe parcurs? Cum ne trăim fiecare clipă? Și acela a fost momentul în care mi-am dat seama că viața e frumoasă. Și este atât de frumoasă cât îi dau eu voie să fie. Și am fost atât de bucuros că am ieșit afară și am vrut să le zic oamenilor, băi, viața e mișto, viața este foarte frumoasă și ține numai de noi să o facem mai frumoasă, mai puțin frumoasă. Dar lumea nu mă auzea. Și m-am dus, erau oameni la trecerea de pietoni și ziceam, băi, viața e frumoasă, dar ei erau stresați, erau în râul lor, ei notau acolo, erau în filmele lor. Și nu mă auzeau. Și m-am dus la metrou și la fel, am zis, băi, oameni buni, viața e mișto, putem trăi exact cum vrem noi, ține numai de noi. Și ei nu mă auzeau. Și m-am dus și în parc și la fel. Aveau alte lucruri de făcut. Și atunci am zis, ce fac? Și mi-au zis de prieteni, ei te ascultă, nu? Și m-am dus la prieteni și le-am zis, băi, sunteți de acord că putem să ne oprim din notul ăsta pe care îl facem, din dorința de a ajunge în anumite puncte și să ne uităm la viață, să vedem că nu e bine, sau eu nu zic că e bine sau că e rău să noți, să-ți dorești să ajungi undeva sau să mergi relaxat în fluxul vieții. Nu zic că vreuna din variante e mai bună sau mai rea, dar zic că acel moment în care te oprești și te uiți, ăla este cel mai valoros moment. Și am zis, ok, haide să creăm, ne-am întâlnit cu prieteni și am zis, haide să creăm contextul ca și alți oameni să vadă, să se oprească, să putem să-i oprim pe oameni din această dorință, această ambiție de a ajunge, de a face. Și am zis, perfect.
Știți ce o să facem? O să mergem în metrou și o să râdem. Și o să-i facem pe oamenii care stau și citesc acele ziare nasoale, acel spațiu sub pământ, o să-i facem pe oamenii aia să râdă și ei. O să se oprească, o să oprească din filmele lor și o să fie cu noi acolo. Și am început să plănuim, era extraordinar. Deci erau trei oameni care filmau, fiecare avea într-un loc diferit. Unii trebuiau să intre la o stație, alții la altă stație, alții la altă stație. Era pus la punct și când am plecat spre metrou, aveam senzația că parcă mergem să facem o bancă. La minut știam ce o să se întâmple. Și așa și fost. Am ajuns în metrou, am intrat în primul metrou, în vagonul în care eram, eu aveam senzația să fiu primul care râde și normal am intrat și am râs. Și la stația următoare trebuia să intre celălalt, să uită la mine, zâmbea, după care eu râdeam și el la fel. A funcționat, am râs, s-a uitat la mine, a râs și el. A treia stație la fel, până la patra stație, vagonul era gol. Toți oamenii plecaseră. It's ok. Da, nu știu ce au avut oamenii. Sigur, încercăm un al doilea metrou și am cerut un al doilea metrou și l-am golit și pe ăla. Am încercat la al treilea metrou, am găsit la patru metrouri la rând al golit. La cincilea metrou, am intrat toți. Eram, ok, asta e. Și la cincilea metrou, știți ce s-a întâmplat? La cincilea metrou ne-am oprit din notul ăla. Ne-am oprit din dorința de a face ceva. Și ne-am uitat unul la altul și ne-am uflat râs. Și ăla a fost momentul în care toți oamenii s-au putut opri din ce făceau ei în momentul ăla și să râdă cu noi. Și ăla a fost momentul în care toată lumea a râs. Și a funcționat. Și asta este Delivering Life. Asta facem noi de 2 ani încoace. Creăm astfel de momente prin care, de fapt, le dăm oamenilor posibilitatea să se oprească. Pentru că asta este momentul cel mai frumos. În care te oprești și te vezi pe tine, îți vezi viața, vezi cum te stresezi sau te încordezi cu alte lucruri. Și 2 ani de zile am făcut astfel de evenimente. Ne-am dus pe stradă la oamenii ăia, care au încercat ce să le spun atunci la figurat, da? Am încercat să le spun și ne-am dus acolo și ne-am apucat să dansăm pe trecerea de pietoni. Și atunci oamenii s-au oprit și au văzut când 40 de oameni dansează pe trecerea de pietoni și 10 bat tobe în ritm și oamenii vin de pe stradă și te văd și dansează, lumea se oprește. Lumea începe să vadă. Am fost în parc unde, de asemenea, oamenii nu ne văzuseră și ne-am stropit cu apă pentru că am simțit că și am știut că este o nevoie pe care mulți am lăsat-o în copilărie de a ne lupta, de a ne juca și acum nu ne mai permitem pentru că suntem prea mari să facem chestia asta. Și am mai fost la metrou unde oamenii coboară ca un șir așa de furnici care se duce în treaba lor fără să-și mai dea seama care este, de fapt, impactul lor. Ce impact au în viața altor oameni cu ce fac ei. Și acolo am pus covorul roșu și i-am aplaudat ca pe niște vedete, le-am dat șansa să se simtă bine. Am pus o scenă și ne-am zis, cine vrea să urce aici, noi suntem să vă dăm apreciere, să ne dați autografe, să fiți vedete. Și unii au intrat în jocul ăsta și, de asemenea, s-au oprit din ce făceau. Și totul m-a mers foarte bine. Și cam după vreo 2 ani a venit factura la apă, factura la gaze și știți voi, societatea asta în care trăim funcționează după niște reguli pe care nu ai cum să le încalci. Chiar dacă noi vrem să întrerupem ceva, vrem să facem oamenii să gândească altfel, să vadă altfel, trebuie să te supui regulilor societății și să iei puterea din funcționând în acest sistem ca să poți să schimbi ceva. Și am zis, ok, cum facem acum să putem fi sustenabili, să putem funcționa cu evenimentele pe care le facem? Și avem primul produs. Primul produs care se cheamă cutia albastră și, de fapt, este și motivul pentru care țin acest speech. Să vă vorbesc despre cutia albastră. Cutia albastră este o cameră, este o cutie albastră, bineînțeles, 3 metri pe 6 metri, ca să vă dați seama, este cam de stâlpii a 2 și până la mine, în altele 2 metri jumătate, cam cât asta, cam cât tavanul de aici. Și a fost, spre exemplu, piața universității și oamenii erau invitați să intre. Imaginează-ți că mergi pe stradă, vezi lucrurile pe care ești obișnuit să le vezi, la un moment dat vezi o cutie,
unii oameni stau la coadă, unii scriu ceva, cum ies acolo, cântați, scriu ceva pe perete și ești tentat să intri. În momentul ăsta, în cutia albastră, proiectul care rulează se cheamă Schimbă-ți starea. Și noi creăm contextul ca oamenii care intră acolo să schimbe starea. Vor fi și alte proiecte, pentru că este un schelet în care noi livrăm anumite experiențe. Și aș vrea acum să vă dau așa un pic din cutia albastră, deși nu e nicio cutie aici și suntem, o secundă. Da, și o să vă rog. O să vă rog să vă luați câte doi de mână. Deci, oamenii, trebuie să vă luați de mână. Vă luați de mână, de mână. E important să fie, toată lumea să fie cu cineva de mână. Și vă mulțumesc. Deci, vă luați de mână. Chiar dacă suntem bărbați, e... Ok. E cineva care a rămas neluat de mână? Câte doi. Avem cineva care nu are pereche, că cred că mai e cineva în partea asta, fără. E un joc, hai să jucăm. E... Ok. Bun. O să rog pe unul din cei doi care țin de mână să ridice mâna sus. În fiecare pereche, unul ține mâna sus. Ok. Țineți mâna sus. Nu țineți mâna sus. Ok. Ține toată lumea mâna sus. Vor. Așa, mersi. Cel care nu ține mâna sus, o să-l rog să închidă ochii și să rămână cu ochii închiși. Cel care nu ține mâna sus, stă cu ochii închiși. Perfect. Mulțumesc. O să-i rog pe toți ceilalți care sunt cu ochii deschiși și cu mâna sus, să citească ce scrie aici și să lase mâna jos după ce au citit. Da? Să nu facă nimic, doar să citească. Nu faci nimic, nu faci nimic, nu faci nimic, nu faci nimic. După ce ați citit, lăsați mâna jos, ca să știu că ați citit și știți ce e de făcut, da? Ok, ai citit și tu? Perfect, lăsați mâna jos și care ați citit. Rămâneți cu ochii închiși și ceilalți ochii deschiși. Ok. În momentul ăsta, aș vrea să ne oprim cu toții din ce facem acum și să ne gândim la noi. Să ne gândim la faptul că suntem bine, suntem aici într-un spațiu frumos, suntem cu oameni frumoși, oameni care se interesează de ceva, oameni care vin aici să învețe ceva. Și avem lângă noi o persoană care este la fel de frumoasă ca și noi și o să vă rog să faceți ce era scris pe această hârtie. Acum. După aceea puteți să deschideți ochii, poate deschideți toată lumea ochii. Ok. Ce ați simțit acum, ce a fost, este un pic din ce se întâmplă în cutia albastră. În cutia albastră puteți să ajungeți, chiar și luna asta, 30-31 noiembrie, 30-31 octombrie, la Biblioteca Națională, la Future Communities. Este un eveniment unde suntem și noi acolo expozanți și este această cutie albastră și m-aș bucura să veniți. Și... cam asta a fost ce am vrut să vă spun. Aș vrea să închei prin a dedica tot ce v-am spus aici părinților mei care sunt aici în sală și să vă mulțumesc tuturor.